Platonov, un Hamlet de provincie, de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Leonida Todorescu. Spectacol realizat cu sprijinul Societății Alexandrion Group. În distribuție Marcel Iureș, Stella Popescu, Irina Movilă, Valentin Uritescu, Andreea Bibiri, Constantin Codrescu, Eugen Cristea, Anca Sigartău. Regia artistică Dan Puican. De ce te-ai oprit, Ana Petrovna? Aici erai, doctore. Vezi, complet dezacordat. Nu trebuie să pun să-l acordeze. Mai stai puțin, nu pleca. Oh, doctore Trilețchi, să nu-mi spui că ți-am lipsit. Ne-ai lipsit tuturor. Serios? Da. Poftim o țigară. Na. Dar ce-o fi cu Platonov de nu mai vine? Nu l-am mai văzut nici eu de câteva zile. Hai să ieșim puțin pe terasă. Să auzim ce mai povestește Porfir Simionic. Da. Ei, face teorii, ca de obicei. Sergei, pe vremea noastră știam să trăim pentru un ideal, iar idealul ce mai de preț era femeia. Aha, da. Spune-mi, Porfir Simionic, ce fel de om este acest Platonov? Îl găsești? Chiar așa de interesant. După părerea mea, Platonov este eroul unui roman contemporan. Din păcate, nescris încă. Trebuie să vă mărturisesc că eu țin la Platonov. Nu pentru că mi-e cumnat, dar omul ăsta are o inimă de aur. De mult trebuia să fie aici. Dar poate nici nu știe că am sosit. Sergei! Da, mama? I-ai trimis vorbă să vină? Da, mama. Ana Petrovna, cum îi permiți acestui găligan să-ți spună, mamă? E fiul fostrui meu soț. De ce, într-un fel, e și fiul meu, nu? Au, vorbeam de lup și lupul la ușă. E chiar Platonov, a venit cu Sasha. Bine ați venit pe meleagurile noastre, Ana Petrovna. Și dumneata, Serghei. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, da. Să intrăm în salon, vă da. Rog. Ia loc, Sasha. Povestiți. Povestiți ce mai e pe la voi. Sănătoși, voinici. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Dar la Moscova ce mai e? Ne-ați lipsit mult, Ana Petrovna. Iarna asta a durat o veșnicie. Și ce ai făcut în tot acest răstimp, Platonov? Am hibernat, am dormit, am mâncat, am mai și băut. Cum? Ai început să bei? Da, dar cu măsură. Ce vreți, Ana Petrovna, dacă mă plictisesc? Mă plictisesc. Îndată ce se isprăvește școala, mă cuprinde urâtul, nu știu, beau ca să uit. Nu, nu-mi place. Nu-mi place să se petrece cu dumneata. Trebuie să luăm măsuri, nu-i așa, doctore Trilețchi? Fără îndoială. Auzi, cum te poți plânge de urât când ai alături de tine un înger ca Sasha? Surioară, dragă, cum admiți? Drept să spun, Platonov, nici eu nu te înțeleg. Dumneata, Serghei, ai dreptul să mă înțelegi cel mai puțin. De ce? Ești proaspăt însurat. Sunteți, cum ți-ar spune, sacră, Ana Petrovna. Ce să-i faci? A fost o surpriză pentru noi toți. Serghei, ascultă-mă pe mine. Nevasta e cel mai bun dar și cel mai neînduplecat procuror. Tot ce se poate, tot ce se poate. Eu însă sunt fericit.
Sofia e o soție model. Ți-ai găsit cumva și o slujbă? A, mi se propune un post într-un gimnaziu, însă nu știu dacă să primesc. Situația noastră financiară e mai mult decât critică. Soțul meu, Dumnezeu să-l ierte, ne-a lăsat, cum foarte bine știți cu toții, toată moșia ipotecată. Da, Ana Petrovna, mă rog, atâta vreme cât exist, nu aveți de ce vă teme. Nimeni nu se va atinge nici de un fir de iarbă de pe pământul dumneavoastră. Îți mulțumesc, Porfir Simeonovici, mulțumesc. Ce inimă bună are! Un iuș bătrân vrea să o ia de nevastă. Deci, Serghei, acum este cap de familie. Evident! Ah, da, apropo de familie, nu v-am prezentat încă pe Sofia. Mă duc să o caut. Eu pe soția dumitale o cunosc. Da? Da, 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 ne-am cunoscut la Moscova. Acum 5 ani. Ei, pe vremea studenției. Sunt foarte curios să văd dacă mă va recunoaște. Da, Sofia! Sofia, unde ești? Ești așteptată? Vin, îndată, vin! Hai. Vin! Iertați-mă, pentru dumneata l-am cules, Ana Petrovna. Ador Liliacul! Am obosit. Dumneata? Dumneata aici? Nu știai că Platonov e vecinul nostru? Nu. M-am schimbat mult. Așa e, Sofia Igorovna? Au trecut aproape 5 ani de când nu ne-am văzut. Da, da, te-ai schimbat. Dar în bine, pe atunci erai doar un băieț, Andru. Pe Sasha o cunoști? Soția mea. Îmi pare bine. Deci, te-ai căsătorit. Ca și dumneavoastră. Ce faci? Cu ce te mai ocupi acum? Sunt învățător de țară, Sofia Igorovna. Învățător de țară și nimic mai mult. Universitatea, sper că ai terminat-o. Nu, nu, m-am lăsat de universitate. Dar de ce? De ce? Pur și simplu. Într-o bună zi mi s-a făcut lehamite și am plecat pur și simplu. Păcat. Da. Sunt ca un bolovan în albia unui râu. Și viața curge, curge pe lângă mine. Curge. Nu, te rog, îmi pare rău. N-aș fi vrut să te aud vorbind așa. Sofia Igorovna, atunci în ziua aceea când urma să ne vedem, de ce n-ai venit la întâlnire? De ce nu am venit? Bine, dar ți-am scris. Mi-ai scris? Da, ți-am scris. Haideți. Ei, nu, stai. Eu n-am primit absolut nimic. Ce-ar fi să trecem în sufragerie, da? Veniți și voi. Excelentă idee. Nu. Vă rog, poftiți. Hai, Sasha. Doctore, venim. Sofie, Platonov, haideți și voi. Mama, o să merg eu. Deci asta a fost, Mișa? Asta a fost. Ai crezut că n-am venit la întâlnire ca să te umilesc. Iar eu am fost convinsă că ai primit scrisoarea cu indiferență. E ciudat. Foarte ciudat cum uneori asemenea întâmplări mărunte ne pot schimba întreg cursul vieții. Dacă nu se rătăcea scrisoarea dumitale, cine știe? Bine, cel puțin că am avut măcar această explicație. Mișa, nu știu, pare atât de bine că ești aici. Simt un fel de împăcare la gândul că ne-am regăsit. Putem fi din nou prieteni. Dar ce-i cu voi? Vă așteptăm să începem masa. Tot n-ați isprăvit cu amintirile. Haideți-o. Cu amintirile nu isprăvești niciodată, Ana Petrovna. Da. Ce mai faci, dragă Platon? Păi, sunt bucuros că v-ați întors, Ana Petrovna. Mulțumesc. Da, pentru mine abia acum s-a sfârșit cu adevărat iarna, înțelegeți? Ați venit și, nu? Totul s-a însuflețit, a făcut asta lucire. Sunt un alt om. Nici nu bănuiți ce înseamnă prezența dumneavoastră pentru mine. Exagerez. Ana Petrovna, am gândit toată seara clipa în care să putem sta de vorbă fără martor. Vrei să-mi acorzi un mic tete-a-tet? Cu plăcere, Porfir Simeonovici, da. Hai să ieșim pe terasă. Aici e prea cald. Da, într-adevăr e cald.
În schimb, ce animație. Da. De altfel, se știe, seratele dumitale sunt cele mai reușite din toată guvernia. Mie îmi pare bine când se distrează musafirii mei, totdeauna. Ești o gazdă perfectă. Nu, ești prea amabil. Spune-mi, da. Ai primit scrisoarea mea? Da. Da, Porfir Semionici, am primit-o, am citit-o cu multă atenție. Îmi pare rău, nu pot accepta propunerea dumitale. Sunt adânc mișcată de simțămintele ce nu trăiești pentru mine. Mă bucur, mi-ești foarte simpatic, Porfir Semionici, însă de căsătorie nu poate fi vorba între noi doi. Gândește-te, ar fi o rezolvare înțeleaptă. Eu aș avea o nevastă tânără, frumoasă și deșteaptă, iar dumneata ai scăpat de singurătate, grijile financiare și ți-ai păstra moșia. Știu, știu. Știu, ai dreptate. E poate o prostie pe care o fac, dar Porfir Semionici, nu vreau să mă mai căsătoresc. M-am învățat cu singurătatea. Îți mărturisesc însă că nu mă așteptam. Îmi pare rău. Și mie, și mie, Porfir Semionici. Acum să-mi dai voi să mă retrag. E târziu și sunt obosit. Îmi pare rău. Rămâi cu bine, Ana Petrovna. Noapte bună. Noapte bună, Porfir Semionici, noapte bună. Gata, Serghei, nu mai dansez. Da, bine, bine, draga mea, dar ești foarte schimbată, de ce? Ți se pare, dragul meu, ți se pare. Totuși, ceva s-a întâmplat. Spune, de ce ești atât de nervoasă? De ce ești atât de rece cu mine? Nu știu. Sofie, draga mea, tu mi-ascunzi ceva. Nu ți-ascund nimic, mă plictisești cu întrebările tale, te rog. Cum? Te rog frumos, nu mai suport să stau aici, m-am săturat. Bine, dar suntem veniți de-abia de o lună. Știu. Semne că nu-mi priește viața la țară. Am început să mă satur de toate seratele astea pe care le organizează Ana Petrovna. Bine, bine, dar mama îmi face asta pentru noi, ca să ne distreze. Se poate. Serghei? Da? Hai să plecăm de aici. Te rog. Te rog, Serghei, vreau să plecăm. Cât mai departe, te rog. În sănătate, oriunde, te rog. Te rog, vreau să plecăm, sigur, te rog, nu spune nu. Sigur, 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 Sofie. Dacă vrei tu. Însă, cu ce bani? N-are importanță, faci tu rost. Bine, bine, iubito, am să încerc. Am să împrumut. Și de vreme ce e vorba de străinătate, cred că la Paris e cel mai bine, nu? Da, la Paris, bineînțeles. Dar îmi făgăduiești că plecăm mâine, da? Cum să nu? Dacă vrei tu, fie și mâine. Hai, hai, vino să-i spunem lui mama. Nu, nu, du-te singur. Eu vreau să mai fac câțiva pași prin grădină. Bine, draga mea, bine. Dumneata ești. Of, Platonov, ce faci? Vrei să ne plimbăm puțin? Sigur, sigur, Sofie Gorobna. Doamne, ce frumoasă noapte. Da. Și ce lună. Da. Sofie Gorobna, aș vrea să te întreb ceva. În ultima vreme ai început să mă ocolești. E adevărat? Da, da, e adevărat. De ce? Pentru că tot plec mâine, am să-ți spun. Pleci? Unde pleci? Plec, da, plec cu soțul meu în străinătate. În Franța, probabil. De ce? Chiar vrei să știi? Da. Trebuie să am curajul să-ți spun și de ce plec și de ce te-am ocolit în ultimele zile. Mi-e frică de dumneata. Am început să mă gândesc la dumneata și
simt nevoia să te văd, să stăm de vorbă, mult mai mult decât o îngăduie simpla prietenie. Nici nu știi cât de mult mă zbucium. O, Doamne, și eu mă zbucium, Sofia Igorovna. Și eu trăiesc în așteptarea clipelor în care am să te pot vedea. Asta mi-aduce aminte de trecutul care e legat de dumneata. Nu găsesc nimic rău în asta și nu înțeleg de ce trebuie să fugi de mine. Eu sunt măritată, dumneata ești însurat. Avem fiecare viața noastră. Te rog, Sofia, nu vorbi de căsnicia dumitale. Mă revoltă numai ideea că dumneata, o femeie inteligentă, evoluată, ai putut să te căsătorești cu acest Serghei. Eu nu minunat, te rog. Hai, nici dumneata nu crezi ce spui. Sigur, ce soț și firesc să-l apere, însă eu chiar sufăr pentru dumneata. Pentru că te-am iubit și aș fi vrut să te știu fericită. M-ai iubit? E adevărat că m-ai iubit, Platonov? Da, și te iubesc încă. Am să cer un singur lucru. Te rog să nu pleci. Sofie! Sofie, cu cine ești? Ah, cu Platonov. Gata, draga mea. Am obținut banii. Închipuiesc că mama nu mi-a făcut nicio obiecție. Știi, Serghei... Da, iubito? Între timp m-am gândit, da? Și am ajuns la concluzia că e mai bine să nu mai plecăm. Da, da, serios, e face atât de bine aici și... Mai gândește-te. Nu știu ce să spun. Mai cere și părerea altora. Uite, Platonov, explică-i și dumneata că e păcat. Mama îmi va spune că nu suntem serioși, iar ceilalți vor râde de noi. Serghei, nu mai plec. Bine. Bine, iubito, doar n-o să te duc la Paris cu Desila. Bine. Cumnățelul meu, ce faci aici, Mișa? Hamletizezi? A fi sau a nu fi, asta-i disperarea. Gazdele noastre sunt de-a dreptul inconștiente, după ce că trăiesc din datorii, le mai arde de soareuri. Între noi fie vorba de Serghei, nu mă mir, fiindcă e o haleră, dar nepăsarea Anei Petrovna mă umple de uimire. Auzi, dacă însă e adevărat ce se șoptește că Porfir Semionovici are de gând să-i ceară mâna, atunci înseamnă că e salvată. Dar ce-i cu tine? De ce nu-mi spui nimic? Nu știu, Colea. Nu știu, sunt obosit, sunt plictisit. Vorbe. Nu ziceai tu adineori că hamletizez? Absolut toată epoca noastră e plină de vorbe mari. Și știi de ce? Ca să ne amăgim. Ca să dăm iluzia că trăim cu adevărat, când de fapt vegetăm, Colea. Lasă, Mișa, nu te mai frământa atâta. Tot n-o să găsim noi răspunsul. Da, undeva, într-un ungher al sufletului meu, există adormită părerea de rău pentru tot ce aș fi putut realiza în viață. Și nu le voi mai face. Nu le voi mai face probabil niciodată. Asta se cheamă a avea sentimentul ratării. Ei, tu, un ratat. De unde și până unde? Colea, aș fi putut să fiu un bun chimist, un mare neurolog, nu știu, un scriitor de talent. Și uite-te și tu. Destinul a făcut din mine un mic învățător de țară. Nu ai dreptate, Mișa, nu ai dreptate. Un individ, fie el cât de mărunt în ierarhia socială, poate evita ratarea dacă se realizează ca om. Spune-mi, te rog, ce se petrece azi cu Ana Petrovna. Râde într-un fel ciudat, parcă ar fi îndrăgostită. Ei, asta e bun. De cine ar putea să fie îndrăgostită aici? O te lua după râsul ei. Face parte din acele femei care râd ca să nu plângă. Și cred că dacă ar avea curajul, de mult și-ar fi tras un glonț întâmplător. Oh, eroare. Femeile se feresc de armele de foc. Cred că ai dreptate. Ele cântrag
trag asupra altuia. Ce ar fi dacă am merge să mai bem ceva? Nu, mulțumesc, nu mai beau. Cine te crede? Eu am plecat. Platonov, ce faci în grădină? De ce ai plecat din salon? Simțeam nevoia de puțină liniște, Ana Petrovna. E atât de frumos. E atât de frumos în noaptea asta. E o noapte frumoasă. Ce aproape sunt stelele. Uite-le. Uite-le cum clipesc. Parcă a fost niceva. Auzi? Privighetoarea. E ora la care începe să cânte. De ce taci? Mătării tale mă simt aproape fericit. Mișa. Sigur, pe noi ne despart prea multe lucruri. Știi, eu nu-ți pot oferi nimic. Dumneata trebuie să-ți refaci viața, să te căsătorești. Am auzit că Porfir Semionovici vrea să-și ceară mâna. Nu, mi-a cerut-o. L-am refuzat. Ar fi necinstit din partea mea să mă mărit cu un bărbat. Când plâng în inima mea pentru altul. Oh, Doamne, ai făcut asta pentru mine? Mișa. Nu trebuia. Oh, pentru numele lui Dumnezeu să ne oprim cât mai e timp. Și eu te iubesc, dar cu disperare sunt în stare să-mi dau viața pentru dumneata. Mișa! Înțelege că n-avem nicio ieșire, te rog. Să uităm această discuție. Nu, să fim prieteni ca și până acum. Da, ai dreptate, ai dreptate. Lasă-mă singură, te rog, lasă-mă singură. No, am plecat. Tu ești Mișa? Ah, bine că ai venit. De ce nu te-ai culcat? Ah, știi bine că nu pot să dorm când nu ești aici. Copilul ce face? Doarme. Mi-a fost așa de urât fără tine. Povestește-mi cum a fost la Ana Petrovna. Plictiseală, ca de obicei. Atunci de ce te duci? Habar n-am, Sasha. Ce ai vrea să fac altceva? Ce aer curat. Ce bună e liniștea asta. Ia, uite, a căzut o stea. Ți-ai pus ceva în gând? N-ai nicio dorință? Mai multe. Dar tu? Eu n-am decât una. Să fim întotdeauna fericiți împreună. Dar oare suntem într-adevăr fericiți, Sasha? Ce întrebare. De vreme ce ne iubim. O, Doamne, ești sigură că mă iubești? Zău, Mișa, ce ciudat ești astăzi. Te iubesc, te iubesc pentru că ești soțul meu. Da,
Deci numai pentru că sunt soțul tău. Sasha, ai mai fi tu fericită dacă în căpșorul tău nevinovat ți-ai dat seama că nu merit dragostea ta? Ah, Mișa, de ce nu te-ai însurat cu una din buconițele alea savante și fandosite care se țin după capul tău? Oh, în timp ce eu stau aici te aștept singură cu copilul zău, Mișa, băi că mă duc la culcare. Sașenca, Sașa. Platonu. A, dumneata, ce faci frumoasă amazoană, singură, în întuneric? Întuneric? Nu vezi ce lună e? Cine poate dormi pe noapte ca asta? Simțeam nevoia să te văd. Ca să vezi, și eu simțeam nevoia să stau de vorbă cu cineva care să mă înțeleagă. În ultima vreme mă ocolești, de ce? Da. Ana Petrovna, nu vreau să-ți fac rău. Eu vreau să mă iubești. Am nevoie de tine. Ana Petrovna, înțelege. Înțelege că nu sunt omul care să dea liniște unei femei. Hai să trăim dragostea asta până la capăt. Nu, te rog, te rog, pleacă. Îți cer asta fiindcă te iubesc, pleacă. Oh, știi ce pustie e viața mea? Cât sunt de singură, Mișa, anii trec. Nu te am decât pe tine. Păi, de fapt, nu te am. Vine cineva pe drum. E Trilețchi. Nu trebuie să ne vadă. Hai, vino, vino, vino să ne scundă. Care clipa vieții a turnat, venitul pasivit întâia oară, mereu să fie abidel și neîncetat prinși moartea, în veci să nu mai moară. Ia! Tu erai culea, de ce faci atâta de răbun? Hai că ai să trezești tot statul. Dar da, cu tine ce-i cu tine? Tu de ce nu dormi? Mișa, bineînțeles, nu e acasă, umblătele leu. Ba deloc, e pe aici. Da, pe aici. Aoleu, ce hal ești! Sunt criță, sunt criță și așa. Surioră, lasă-mă să dorm la voi, că nu mai găsesc drumul și se învârte totul cu mine. Hai, cu aia, hai, că abia nu mai tu pe picioare, hai, intră în casă odată. Au, 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 mă trăși, prietene, mă doare capul să așeca. Să jucă suflețelule. Nici o femeie nu te va mai iubi ca mine. Nici o femeie nu o să te iubească cum te iubesc eu. Cât de frumoasă ești în lumina lunii, bucuria mea, minunea mea. Mă iubești? Mișa? Dragostea mea, îți mulțumesc. Mișa? Mișa? Unde ești? Eu plec. Îndată ce poți, vino să mă vezi. Am să te aștept, am să te aștept. Mișa, cu cine stai de vorbă? Ah, Ana Petrovna. Ah, bună seara. Bună seara, Sasha. Nici nu te-am recunoscut. Da, intrați în casă să vă fac un ceai. Mulțumesc, nu intru. Mă duc acasă, noapte bună. Atunci, noapte bună. Mișa, hai, vino, te rog, că nu știu ce să mă fac cu Colea. E rău, a băut. Oh, doamne, halal medic. Colea, ce faci tu aici? Găsesc de dreptul imoral să bei în halul ăsta. Da. Mija, vreau să dorm. Nu, în picioare. Nu. Rept și marci la datorie. Hai. Poftim că mă duc. Hai. Da, asta ca să scap de gura ta, că ar fi mai bine să încep prin a-ți aplica ție însuți aceste nobile principii cu care îmi tot împuiezi urechile. Crezi că eu nu văd cum te port cu Sasha? Hă? Crezi că nu văd că te închide din partea ta, fecă?
natură! L-ai convins pe Colea să se ducă? L-am convins. Bine, atunci hai, vin, o să te culci, e târziu. Nu, Sasha. Să ies să mă plimb puțin. Mă doare capul. Mie mi-e somn. Culcă-te. Hai, dorm, fetița mea dragă, dorm. Te iubesc. Noapte bună. Noapte bună. Și nu o mai iubi, Sasha. Nu o mai iubi, nu merit. Cine? Ah, Katia. Ce cauți aici? Bună seara, conașule. M-a trimis Conița. Cine? Ana Petrovna? Nu, Sofia Egorovna. Mi-a spus că nu se simte bine și mi-a dat o scrisoare pentru dumneavoastră. De ce acum, noaptea? Nu știu. Bine, mulțumesc. Seara bună, conașule. Noapte bună. Ce-o fi având Sofia să-mi scrie? Mi-ai cerut să nu plec și te-am ascultat. Acum eu sunt aceea care își cer să plecăm împreună. Nu mai suport situația asta. Vreau să începem o viață nouă. A ta, Sofia. Dumnezeule, asta mai lipsea. Simt că nebunesc. Sofia îmi propune o viață nouă. E poate unica soluție de a mai salva ceva din Platon or cel de odinioară. Trebuie să vorbesc cu ea, dar trebuie să-i las câteva rânduri lui Sasha. Oh, Doamne, mititica, mult are să mai plângă. Sasha, nu mă mai aștepta, eu țin la tine, dar acasă nu mă mai întorc. Iartă-mă, Dumnezeu, să te aibă în pază. Unde să-i o las? Aici, pe prag. Mișa, unde ești? Mi s-a părut că aud portița. Pe unde mai fi umblând acum în toiul nopții? Ce-i asta? O scrisoare? Mișa. Mișa, ce ai făcut? Intră. Mișa, te aștept de o săptămână cu bagajele făcute și tu stai aici încuiat la tine acasă. Ce-i, dragul meu? Ce-i cu tine? De ce? Nu știu. Am vrut să reflectez dacă e bine sau nu ceea ce facem. Și la ce concluzie ai ajuns? Că nu e bine. Nu. E chiar foarte rău. După noaptea petrecută în pavilion, când m-am întors aici și am găsit casa pustie, fără Sasha, fără copil, mi s-a părut... Ce ți s-a... Parcă sunt bolnav. Mișa, dragul... Lasă-mă, te urăsc. Nu, Mișa, nu, nu se poate, ai băut. Uneori mi se întâmplă să urăsc tot ceea ce îmi amintește de trecut, de zilele fericite, când eram tânăr și curat. Oh, Doamne, totul e atât de simplu când ești tânăr. De ce nu vrei să înțelegi că nu este chiar atât de ușor? Dragul meu, de nimic nu e ușor în viață. Trebuie să ai curajul să tai în carne vie. Uite, eu i-am spus lui Serghei, i-am spus că nu mai pot să trăiesc cu el, că te iubesc pe tine. Ești nebună. Da. Dumnezeule, și ce-a făcut? A început să tremure,
să plângă, s-a târât în genunchi în fața mea, dar odată și odată trebuia să afle. Eu sunt o femeie cinstită, Mișa. Noi ne iubim. Ne iubim, nu-i așa? Dacă mă părăsești, să știi că am să mor. Mă întreb care din noi doi va pleca primul. Sofia, nu plânge. Te rog, Doamne, de ce mai trăiesc? Parcă sunt blestemat. Dragul meu, dragul meu, iubirea mea, dragul meu, eu te iubesc pe tine. Hai, te rog, vino, hai să începem o viață nouă, te rog. O viață nouă? Mai e cu putință așa ceva? Este, este sigur că este, numai să vrei. Da, ai dreptate, trebuie să încerc. Trebuie să încerc, trebuie să plec de aici. Da, așa e, trebuie. Când plecăm? Când? Când vrei tu. Când mâine. Vrei tu. Mâine. Mama ne așteaptă. Vom locui deocamdată la ea. Dragul meu. Dragul meu, ai încredere în mine. Te voi ajuta să devii cel care te visai. Te aștept mâine la 10. Să nu întârzi. Of, Doamne. Te iubesc! Trebuie neapărat să-i scriu Sașei. Și Anei Petrovna, trebuie să le explic. Nu-i nimeni? Oh, aici erai. Bună ziua! Oh, de pahare, sticle goale. De o săptămână întreagă. De o săptămână întreagă nu mi-ai dat niciun semn de viață. Puteai măcar să-mi răspunzi la scrisori. Ce s-a întâmplat, Mișa? Ce s-a întâmplat? Nu pot să spun. Mie nu-mi torni? Și mie îmi place să beau. Hai, spune-mi. Spune-mi de ce n-ai venit. Am fost bolnav. De ce mă minți? Fiindcă mi-este peste putință să-ți explic ce s-a întâmplat. Nu merit nici prietenia, nici încrederea dumitale. Bine, Mișa, bine, nu insist. Nu mai bea atâta, e dezgustător. Și nici nu stă bine. Oh, uite cum arăți. Am aflat că Sasha a plecat de acasă. Cu copilul. Nu sunt eu vinovată, nu? Nu sunt eu vinovată de plecarea ei. Sasha nici nu știe nimic despre mine. De ce a plecat Sasha, Mișa? Mișa! Mișa, tu mi-ai ascuns ceva. Ți-am spus că nu merit încrederea dumitale. Bine, bine, bine. Dacă nu vrei să-mi spui ce s-a întâmplat, nu-mi spune. Dar ea are nevoie să se întoarcă. Trebuie să se întoarcă. Nu se poate să vă despărțiți. Aveți un copil, Mișa. O să vă împăcați. Cu siguranță o să vă împăcați. Și totul are să fie iarăși ca în trecut. Iar noi doi vom uita că a existat o noapte cu lună, o oră unică în viața mea. Vom fi fost ceva atunci, mai mult decât doi buni prieteni. Mâine plec de aici. Plec pentru totdeauna. Azi ne vedem pentru ultima oară. Pleacă, Mișa, pleacă. Poate e mai bine așa. N-am să te uit niciodată, zâna mea cea bună. Cât ești de inconștient și de crud, Mișa. Hai să mai bec. Doamne, oare de ce mai trăiesc pe lumea asta? Cine are nevoie de mine? Eu n-am știut ce înseamnă fericirea și de bună seamă că nici nu există. Suntem la fel de nefericiți amândoi, Ana Petrovna. Rămâi aici, Mișa. Mișa, nu pleca. Dacă ai să pleci, ce are să se întâmple cu mine? Nu poți să pleci, fiindcă tu ții la mine. Ei, Doamne, cine nu ține la dumneata, Ana? De ce n-ai venit în noaptea aia, Mișa? De ce n-ai venit? În numele lui Dumnezeu nu mă mai chinui. Când ai să afli, n-ai să mai vrei să mă mai vezi niciodată. Mă duc. Mă duc, Mișa. Îți doresc numai bine. Mai stai o clipă, te rog. O clipă numai. Tu nu știi, n-ai să știi niciodată cât te-am iubit. Adio, Mișa.
Adio, adio. Adio, Doamne. Doamne, cum a putut să se termine toate astea? Sunt obosit. Că-aș putea să dorm puțin. Că-aș putea să uit. Mișa? Cine? Sasha. Oh, comoara mea, te-ai întors? Nu. Nu m-am întors. Am trecut doar să-mi iau niște lucruri. Copilul ce face? E bolnav. Are fierbințeală mare. Ei, fratele tău ce spune? Că doar e medic. Zice că s-ar putea să fie pojar. Nu, 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 nu fi îngrijorată, Sasha. Ție și băiețelului nostru, nu, 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 nu vi se poate întâmpla nimic rău. Voi sunteți nevinovați ca îngerii, Sasha. Oh, Sasha, că vom fi din nou fericiți împreună. Știi bine că te iubesc, numai pe tine te iubesc cu adevărat. Vrei să spui că aventura ta s-a terminat? Ei, Sofia nu poate fi o rivală pentru tine. Prin urmare, ești încurcat și cu Sofia? Nu numai cu Ana Petrovna. Sasha, am crezut că știi. Și cu o văduvă era urât. Dacă o femeie căsătorită, cu nevasta prietenului tău. Ce să fac, Sasha? Dar tu ce ești? Om în toată firea sau păpușă de cârpă umplută cu tărâțe? Mișa? Rău ai ajuns. Pe toți îi minți în jurul tău. La ce bună toată deșteptăciunea asta a ta dacă nu te-a ajutat să fii om, Mișa? Sasha, mă judeci prea aspru, Sasha. De judecat o să te judece Dumnezeu. Eu îți spun doar ce gândesc și ce simt. Sasha. Îmi pare rău că te-am iubit. Ai distrus familia noastră. Sasha, dacă ai putea să ai răbdare. Până când răbdare? Până să mă întorc. Spui asta așa în față, fără pic de rușine. Dar ce sunt eu? Nevasta ta sau o cămașă de schimb? Este o limită a umilinței peste care nimeni n-are voie să treacă. Sasha. Gata. S-a isprăvit. Acum chiar că dacă te întoarce la mine, totul e zadarnic. Așa, te rog. Decât să fim doi străini sub același acoperiș, mai bine despărțiți. Rămâi cu bine, nu, Mișa. Nu pleca, Sasha, te rog, nu pleca. Pe mine n-ai să mă mai vezi. Să te ierte Dumnezeu așa cum te iert eu. Doamne, pierdut totul. Sasha. Nu înțeleg ce s-a putut întâmpla. L-ai căutat în toate părțile, frate? Sigur că da, Conița, dar degeaba, parcă ar fi intrat în pământ. Bine, du-te. De ce nu vine, Doamne? De ce nu vine? De ce? Ieri a jurat.
ce, de ce, de ce? Aici erai? Da, Serghei. Ai ceva să-mi spui? Ești totuși hotărâtă să pleci? Da, azi. Cu el? Da, cu el. Ar trebui să te mai gândești. Altceva mai ai să-mi spui? Da. Aseară te-am jignit. Te rog să mă ierți. Te iert. Sofie, te rog, rămâi cu mine. Hai să uităm ce a fost. Sofie, o să te iubesc exact cum te-am iubit și înainte. Nu pleca. Nu pot să trăiesc fără tine. Te implor, crede-mă. Crede-mă, rămâi. El n-are să te facă fericită. Sofie, taci. Să fim iarăși fericiți împreună, te rog. Taci, te rog. Gelos pe el pentru că ți-e superior. Taci, nu te poți superi. Sofie. Dragul meu, ai aflat și tu? Lasă, nu fi necăjit. O să ne obișnuim. O să trăim și fără ea. Mie era să-mi fie mai greu, dar ești tânăr, dragul meu, ești capabil. Ai tot viitorul în față. Lasă. Dumneata, de cine vorbești, mamă? Cum de cine, Serghei? De moșia noastră. Azi dimineața a fost licitație. Eu am crezut că vorbești de Sofia. De Sofia? Vorbesc de moșie. Am pierdut-o, Serghei. Va trebui să plecăm de aici. Pierdut moșia? Drept să spun, mie unul mi-e indiferent. Sofia și cu mine ne despărțim. Vai, dar ce sunt copilăriile astea? Abia v-ați căsătorit. Ea vrea să plece. Ea e cea care vrea să plece. Nu mă mai iubește. Mă înșeală. Te înșeală? Da, mă înșeală. Cu cine ar putea să te înșele aici pe meleagurile astea? Cu Platonov. Cu Platon? Da, mamă. Imposibil. Chiar ea mi-a mărturisit. Urmează să plece împreună. Deci asta era. Acum înțeleg. Mă duc la mine, mama. Eu zic că ar trebui să începem să ne strângem lucrurile. Ar trebui, Serghei. Ar trebui. Oh, Platonov. Ce cauți aici? Ce-i cu dumneata? Sunt înghețat. De azi dimineață umblu într-una. Pe ploaia asta? Haide, din ce hal ești? Mă doare groaznic capul. Abia mă mai țin pe picioare. Stai jos aici. Îți mulțumesc. Am fost sigur că n-ai să mă alungi. Mișa, e adevărat ce am auzit. I-ai stricat Sofiei viața. Și pe a ta ți-ai stricat-o. Și pe a mea. De ce? Nu mă întreba. Te rog, nu mă întreba. Păcat de tine, Mișa. Dacă te arătai așa cum ești, nu te iubeam. Și poate că viața mea ar fi luat o altă întorsătură. Dar n-am vrut toate astea, Ana Petrovna, crede-mă. N-am. Ce? Da. Ce caută nemernicul ăsta aici? Ce caută, mamă? Serghei, mamă, stai. De ce l-ai primit? Cum își permite să ne mai calce pragul? Stai, Serghei. Am venit ca la niște prieteni. Da. Simt că-mi plezește cap. Iertați-mă, v-am distrus viața și pe a mea am distrus-o. Mai bine aș muri. Mișa, de ce ai venit abia acum? Lasă-l, Sofie, lasă-l, e bolnav. Mișa, dragul meu, nu plecăm. Haide, eu sunt gata. Sofia, iartă-mă. Ce? Eu nu mai plec nicăieri. Da, de ce? Niciodată, te rog, de niciodată, ce? Fie-ți milă. Nu mă chinui, te rog. Lasă-l, Sofie, lasă-l în pace. Știu eu de ce vrei să-l las.
îl vrei pentru dumneata. Sofie, îți interzic să vorbești așa cu mama. Te rog. Nu mai ești soțul meu. Hai, Mișa, te rog. Te rog, pentru Dumnezeu, vino cu mine. Te rog, sunt obosit, Sofia. Vreau pace, lasă-mă în pace, ești Sofia. Ești un om fără voință, fără cuvânt. Ce-o să mă fac? Ce-o să mă fac? Nu pot să îndur rușinea asta, înțelegi? Te rog, hai să plecăm, te rog, în genunchi, te rog, ca pe Dumnezeu, te rog, te rog! Sofie, ridică-te, draga mea! Cum poți să te umilești în calul acesta? Du-te, hai, du-te în odaia ta! Lăsați-mă, te-ți-mi pace, n-am nevoie de ajutorul vostru, dați-mă în pace, mă urăm! Respectele mele, Ana Petrovna, Platonov aici? Ai noroc că ne aflăm în casă străină, altfel te învățam eu minte. Doctore! De ce taci? Nu cumva ești beat mort? Sunt bolnav. Îndrăznești să vorbești de boala ta când Sașe i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat? O să o ai pe conștiință, criminalule! Doctore. Ce-i cu ea? Ce i s-a întâmplat? Citește, canalie! E păcat să fie pomeniți sinucigașii, dar pe mine să mă pomeniți. N-am mai putut să îndur și de aceea mi-am pus capul zilelor. Asta nu se poate. Citește mai departe, citește! Mișa iubește-l pe băiețașul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rugați-vă pentru sufletul meu și iertați-mă pe mine, păcătos. Unde-i? Unde-i? Vreau să o văd. Trebuia să fi vrut asta mai înainte. De ce ai făcut asta? Sunt un nemernic, Dumnezeule. Sașa, nu trebuia. Mișa. Doamne, ce am să mă fac? Ce ușor e să stai să te văicărești ca o babă. Ai meritat să fii bătut cu biciu. Halal soț, halal tată. Sașa, n-a murit din fericire, am trecut-o pe acasă zori și am salvat-o. Dacă murea, te-aș fi împușcat ca pe un câine. N-a murit. Trăiește. Sașa, încă mea, trăiește. Oh, dragul meu, tu i-ai redat viața, tu cu medicina ta. Mai încet, că eu nu te-am iertat încă. Nimic, ai să mă ierzi și Sașa are să mă ierzi. Am să fiu cel mai bun soț, hai să vezi. Să liniștește-te, Platonov. Trebuie să te pedepsesc. Ești un laș. Nu meriți să trăiești. Sofie, de ce? Mișa, de ce? Ce ai făcut, nenorocitul? Doctore, repede! Degeaba, nu ne mai aude. Mișa, viața mea. Ați ascultat Platonov, un Hamlet de provincie, de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Leonida Teodorescu. Adaptare radiofonică Dan Puican. Spectacol realizat cu sprijinul societății Alexandrion Group. Distribuția a fost următoarea: Platonov, Marcel Iureș; Ana Petrovna, Stella Popescu; Sofia Egorovna, Irina Movilă; doctorul Trileschi, Valentin Uritescu; Porfir Semionovici, Constantin Codrescu; Sașa, Andreea Bibiri; Serghei, Eugen Cristea; Katia, Anca Sigartău; Birjaru, Gheorghe Pufulete. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Producător, Vasile Manta. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru.
Regia artistică, Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2014.